Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a Jurnalului de Reghin. Comunitatea locală a aflat miercuri seara despre trei noi proiecte dedicate ei, pe care le poate susține financiar. Acesta a fost scopul evenimentului organizat de Fondul Comunitar Reghin în cadrul programului Abonament pentru Comunitate. Abonații au pus la dispoziție peste 10.500 de lei. Trei proiecte noi dedicate comunității reghinene au fost prezentate miercuri seara în cadrul evenimentului organizat de Fondul Comunitar Reghin, în cadrul programului Abonament pentru Comunitate. La eveniment, în primul și în primul rând, participă abonați ai de la Abonament pentru Comunitate, programul Fondului Comunitar. O parte din ei, că nu toată lumea a reușit să ajungă în seara asta, și pe lângă ei mai sunt invitați ai celor care vor prezenta proiectele și alți invitați ai abonaților de la Abonament pentru Comunitate. Cei prezenți au descoperit astfel trei noi inițiative care ar putea rezolva unele dintre problemele comunității. Centrul Comunitar Generații este de fapt un centru de zi care asigură asistență socială și servicii educaționale pentru un număr de 30 de copii care provin din familii modeste sau contexte sociale precare. Și toate aceste servicii se oferă printr-o abordare intergenerațională, având ca și scop schimbul de valori și cunoștințe între cei tineri și cei vârstnici. De fapt, este un centru în care vârstnicii vin ca și voluntari în sprijinul copiilor din centrele de zi. Scopul nostru este ca aici, la Reghin, să începem să creăm o mișcare de a proteja și de a promova o pasăre deosebit de frumoasă. Ea cuibărește în apropierea orașului dumneavoastră, sau mai bine spus, în spate, lângă pădurea rotundă. Are un penaș colorat foarte frumos, dar, din păcate, oamenii nu sunt conștienți de valoarea acestei păsări care este protejată prin lege și care ar putea aduce un suflu nou sau ar putea deveni un fel de brand al orașului. Modul nostru de a gândi protecția acestei păsări este să educăm copiii, respectiv să amplasăm câteva panouri informative, să facem circuite de educație, de orientare turistică, atât pentru copii cât și pentru adulți. Dacă ar fi să-l descriu, proiectul nostru este un proiect momentan aflat în faza de pilot. Este proiectul prin care noi ne dorim ca în prima etapă să integrăm 5 tineri care sunt pe cale de a părăsi sistemele de plasament în munca de zi cu zi. Adică să le facilităm integrarea din punct de vedere profesional și social într-o meserie pe care ei și-o doresc și pe care o descoperim împreună. La final, abonații au pus la dispoziție peste 10.500 de lei, dintre care cea mai mare parte, circa 5.500, este pentru ca programul Ajunge Mari să-și ducă la îndeplinire planul pentru integrarea socioprofesională a unor tineri ieșiți din sistemul centrelor de plasament. 12 puncte au pe ordinea de zi consilierii locale ai municipiului Reghin pentru ședința ordinară programată pentru joi ora 15. Între subiectele abordate de aleșii locali se numără bugetul local, organizarea și participarea la unele evenimente sau inițierea unei campanii destinate câinilor și pisicilor. Se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Reghin pentru joi ora 15 la sediul primăriei. Ordinea de zi cuprinde proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre municipiu și Forumul Germanilor din Reghin în vederea organizării și desfășurării evenimentului MyFest, Sărbarea de Mai, care va avea loc în data de 14 mai, urmat de proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Reghin și Fundația pentru Protecția Animalelor Robin Hood din Austria, în vederea inițierii unei campanii de vaccinare, microcipare și castrare a câinilor pisicilor de pe raza municipiului. Se va lua în discuție proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Unității Administrativ-Teritoriale Reghin pentru acest an, proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării Clubului Sportiv Școlar din cadrul Liceului Lucian Blaga în vederea participării la trei turnee internaționale de fotbal și alocarea din bugetul local al municipiului a sumei de 29.400 de lei necesară deplasării. Consilierii locali sunt chemați să decidă cu privire la mandatarea lui Mihai Pădurean, consilier local ca reprezentant al municipiului, în adunarea generală ordinară a acționarilor companiei Aquaserv din data de 10 mai.
Un alt proiect se referă la trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a unor mijloace fixe concesionate către compania Aquaserv în vederea scoaterii din funcțiune, valorificării și casării acestora. Ordinea de zi mai cuprinde proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii și proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe lunile mai-iunie. Nu lipsește punctul de discuții diverse. Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Târgu Mureș, ai Direcției Operațiuni Speciale și Procurorii DIICOT, au destructurat o grupare specializată în domeniul comerțului cu extensii de păr. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 1.300.000 de euro. La data de 26 aprilie, polițiștii brigăzii de combatere a criminalității organizate Târgu Mureș, ai Direcției Operațiuni Speciale și Procurorii DIICOT Târgu Mureș, au efectuat 40 de percheziții domiciliare la persoane bănuite de constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală pe raza județelor Mureș, Suceava, Constanța, Argeș, Iași, Ilfov și în municipiul București. Din cercetări a reieșit că mai multe persoane acționând în numele și interesul societăților ce desfășoară în principal activități de comercializare a extensiilor de păr s-ar fi constituit într-un grup infracțional organizat. Suspecții ar fi ascuns în mod repetat sursa taxabilă cu ocazia efectuării importurilor, fie prin declararea unei cantități mai reduse de marfă decât cea importată, fie prin declararea unei valori mai reduse a mărfii importate decât valoarea reală, în scopul sustragerii de la plata taxelor vamale și a taxei pe valoare adăugată. Marfa importată ar fi fost comercializată fără evidențierea în actele contabile și în alte documente legale ale persoanelor juridice, a operațiunilor comerciale efectuate și a veniturilor altfel realizate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională este de peste 1,3 milioane de euro. Până la această oră, în urma perchezițiilor, au fost ridicați 4.120 de euro, 4.070 de dolari, 250 de lire, 200 de franci elvețieni și 17.000 de lei, precum și 17 telefoane mobile, 8 laptopuri, 3 calculatoare, 11 sticuri de memorie, 4 harddiscuri externe, o tabletă și un card de memorie. La acțiune au participat și polițiști din cadrul Biroului de Combatere a Criminalității Organizate din Cluj-Napoca, Suceava, Constanța, București, Pitești, Iași, Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și IPJ Mureș. Activitățile s-au desfășurat cu sprijinul Poliției de Frontieră Române, Centrul de Supraveghere și Controlul Trecerii Frontierei, Aeroportul București-Otopeni, al jandarmilor și al inspectorilor antifraudă. Guvernul a aprobat în ședința de joi, 20 aprilie, un proiect de lege de modificare și completare a legii 235 din 2010, care prevede acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care obțin premiile 1, al 2-lea și al 3-lea la olimpiade școlare internaționale. Această modificare are scopul de a sprijini și elevii care obțin mențiuni la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ. Guvernul modifică unele condiții de acordare a burselor de merit olimpic internațional pentru elevii premiați la olimpiadele școlare internaționale, astfel încât de aceste burse să beneficieze și elevii care obțin mențiuni la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ. Guvernul a aprobat în ședința de joi, 20 aprilie, un proiect de lege de modificare și completare a legii 235/2010, care prevede acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor care obțineau premiile 1, 2 și 3 la olimpiadele școlare internaționale. Cuantumul lunar al bursei de merit acordate pentru obținerea unei mențiuni la olimpiadele școlare internaționale a fost stabilit la un nivel echivalent cu 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei, se arată într-un comunicat remis de Biroul de Presă al Guvernului. De asemenea, cuantumul lunar al burselor de merit olimpic internațional pentru elevii care obțin premiile 1, 2 și 3 la olimpiadele școlare internaționale va fi raportat la salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei, după cum urmează. Elevii care obțin locul întâi la olimpiada școlară internațională vor primi o bursă de merit olimpic internațional în cuantum lunar echivalent cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. Pentru elevii care obțin locul al doilea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul la 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. Pentru locul al treilea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul la 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării bursei. Anterior, cuantumul burselor de merit olimpic internațional era raportat la salariul minim garantat pe economie la data acordării bursei. Inițiativa guvernului are drept scop susținerea învățământului de înaltă performanță și se înscrie pe linia programelor dezvoltate de Ministerul Educației Naționale pentru susținerea excelenței școlare în învățământul preuniversitar.
Membrii trupei de teatru amator clasic continuă pregătirile pentru o nouă piesă. Trupa ce aparține de Casa de Cultură Dr. Eugen Nicoară este coordonată de Aurel Zileriu și Eva Pădurean, iar de această dată va interpreta piesa Tartuf. După mai multe zile petrecute citind textul, micii actori au intrat și pe scenă pentru primele repetiții. Trupa de teatru amator a Casei de Cultură Eugen Nicoară din Reghin pregătește o nouă piesă. Adolescenții trupei clasic, coordonați de Aurel Zileriu și Eva Pădurean, pun în scenă comedia Tartuf. Startul repetițiilor s-a dat la începutul lunii martie, iar după mai multe zile petrecute citind textul, micii actori au intrat și pe scenă pentru primele repetiții. Poveria dumnei tale să-ți cumperi un calic de ginere! Sfârșește! Aici tu pe ea o tot timpul, când spui ceva. Tot timpul să te uiți la ea, când spune ea ceva, da, te bucuri, ești de acord. Când zice ea ceva contra, te uiți urât la taică tău. Da, bine. Hai! Zii, iar drept ginere. Sfârșește! De nu are nimic, printre asta e tocmai vrednic să-l prosăvim mai tare. Sărat! E o sărăcie din sfântă renunțare. Și acum tu te uiți la mâna ei, te uiți cu mâna întinsă așa un pic. Și te uiți la mâna ei, faci un pas spre mâna ei, faci un pas, întinzi mâna, dar nu o dă atingi. Domnișoara, ia pe tartuf. Dar ea e? Nu, ea rămâne. Și când zice domnișoara, ia pe tartuf, tu te uiți, Edina, tu te uiți. Ce s-a întâmplat? Opa, ceva e bai și vine în mijloc. Atunci vine în mijloc, știi? Ok. Hai pe la tâncare. Da. Din lume, domnișoară, culeg o veste care mie nouă și, desigur, frumoasă mi se pare. Și anume? Domnișoară, ia pe tartuf. Mi-a spus papa că planul acesta deja. Domnișoară, ia pe tartuf. Apia Mureș invită fermierii din județ la centrul județean sau la centrele locale pentru depunerea cererilor unice de plată pentru anul 2017, asta până la data de 15 mai inclusiv. Într-o declarație pentru Ager Press, directorul executiv Ovidiu Săbâscă îi roagă pe fermier să depună din timp aceste cereri pentru a se evita aglomerația de la ghișeie. Din peste 26.700 de fermieri care au depus documentele anul trecut, puțin peste jumătate s-au prezentat la sediul Apia și în acest an, însă conducerea instituției se așteaptă la un număr mult mai mare în ultimele zile de depunere a cererilor. Directorul executiv al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Mureș, Ovidiu Săvâșcă, a declarat marți 25 aprilie că din cei peste 26.700 de fermieri cât s-au depus cereri unice de plată pentru anul trecut, puțin peste jumătate au depus documentele și anul acesta, deși primăriile au comunicat că au eliberat la timp adeverințele din registrul agricol. Apia Mureș a demarat la 1 martie campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017. Aceste cereri unice de plată se vor depune până la data de 15 mai la centrul județean Apia Mureș și la centrele locale ale Apia Mureș. În 2016, 26.700 de fermieri au depus cereri. Am trimis adrese către primării să asigure fluxul pentru eliberarea adeverințelor din registrul agricol pentru sectorul vegetal. Am fost informați că primăriile au eliberat aceste adeverințe, însă fermierii încă nu s-au prezentat în număr foarte mare și cred că aglomerația va fi tot mai mare în ultimele zile. Până acum au depus cereri circa 53-55%. În luna martie, la Apia Mureș s-au prezentat doar 15-20% dintre fermierii programați. Aglomerația care se va crea în ultimele zile nu ne ajută nici pe noi, dar nici pe fermieri, a precizat Ovidiu Săvâșcă. Șeful Apia Mureș a arătat că instituția a făcut toate demersurile pentru a veni în sprijinul fermierilor și că, deși procedura depunerii cererilor nu s-a schimbat cu nimic față de anul trecut, acestora li s-au comunicat exact pașii pe care îi au de parcurs, astfel încât să nu îi aglomereze pe funcționarea agenției în ultimele zile. Ovidiu Săvâșcă a spus că le-a recomandat fermierilor ca, înainte de a veni la centrele Apia, să se prezinte la primării pentru verificarea în registrul agricol a situației terenului pe care îl utilizează, iar dacă au în exploatație și animale, să verifice situația acestora în registrul național al exploatațiilor. Potrivit acestuia, sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin 1 hectar, formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierilor pomicole, pepinierilor viticole sau al arbuștilor fructiferi, suprafața minimă a parcelei trebuie să fie de cel puțin 0,1 hectare.
familiare și, după caz, să dețină un număr minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de 0,3 hectare, iar pentru suprafața minimă a parcelelor de 0,03 hectare. Pentru măsurile de mediu și climă din Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aplicabile pe terenurile agricole, sunt eligibile la plată exploatațiile cu suprafața de cel puțin 1 hectar formate din parcele agricole cu suprafața de cel puțin 0,3 hectare. Doamnelor și domnilor, știrile se încheie aici. Eu sunt Marcela German și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bun găsit, doamnelor și domnilor. Se pare că primăvara își reintă în drepturi. Asta nu poate decât să ne bucure. Jurnal de Reghin. Suntem în direct. Invitatul meu din această seară este inginerul Cristian. Cristian, uite, era să am un lapsus așa. Cristian Mann, coordonatorul Fondului Comunitar Reghin. Bună seara și bine ai venit. Bună seara. E chiar ieri ați avut un eveniment foarte important în Fondul Comunitar și de asta te-am și invitat ca să lărgim discuția, să o detailăm, să intrăm în mai multe amănunte legate de Fondul Comunitar Reghin. Cristian, ar dori la început să facem așa o scurtă incursiune. Ce e Fondul Comunitar, parte din ce, un scurt istoric, de când ați început și ce vă propuneți și ce au semnat acești ani? Da, Fondul Comunitar Reghin e parte a Fundației Comunitare Mureș. A fost înființat în 2014 de către colegul meu Ștefan Molnar și din 2014 au început și programul Abonament pentru Comunitate, cu care am avut ieri a patra ediție de finanțare a 3 proiecte. Și în momentul de față suntem la 8 proiecte finanțate vorbim de 2014 până acum. Din 2014 până acum am avut 8 proiecte plus cele 3 finanțate aseară. Și da, Abonament pentru Comunitate e... Ce înseamnă concret Abonament pentru Comunitate? Concret, abonamentul e o donație recurentă fiecare lună. Fiecare abonat donează o sumă de la minim 15 lei, minim, ăsta e minimul. Sunt mai multe modalități prin care se poate dona. E cash, întâlnire cu mine și chitanță. Mai există varianta prin debit direct, la care avem câțiva abonați. Există varianta de plată online, unde se poate activa tot așa plată recurentă. Și mai există partea de virament bancar în fiecare lună. Cristian, ce și-a propus de fapt? Sunteți partea Fundației pentru Comunitate Mureș, nu? Fundația Comunitară Mureș. Ce și-au propus oamenii de la Mureș, implicit și voi, în momentul în care sunteți voi parte din acest întreg? De la ce a pornit? Ce și-au propus acești oameni și implicit, cum spuneam, voi? Fundația comunitară, fundațiile comunitare de fapt au un rolul lor în comunitate este de a aduna bani din comunitate pe care se dea mai departe prin finanțări de proiecte tot în comunitate. Banii vin din comunitate și se întorc în comunitate. Da. Asta e scopul principal al fundației și al Fondului Comunitar Reghin. A fost, să spunem, o preocupare a fondului, a fundației la început, de a atrage în primul rând tineri, de a veni tinerii în fundație și în acest, să participe în acest fond și implicit abonament, sau nu numai? Sau cei care vin cu proiecte în întâmpinarea voastră, pe care voi le cerneți și le aduceți în dezbatere, s-a gândit doar pentru tineri sau, cum spuneam, nu numai pentru tineri? Nu e doar pentru tineri. Oricine poate veni cu un proiect în fața abonaților. Chiar dacă nu sunt persoane juridice, au fost destul de multe proiecte care au fost doar grupuri de inițiativă, cum le numim noi,
care au venit în fața abonaților și nu există niciun fel de limitare din punct de vedere al vârstei. Oricine... Deci aici la proiecte, cei care aplică, să spunem, pentru proiecte, sunt și persoane juridice și, cum ai spus, grupuri inițiativă sau alte fundații sau alte ONG-uri lucrați și într-un astfel de sistem? Da. Sunt și ONG-uri care au venit cu proiecte în fața abonaților și sunt și grupuri de inițiativă, cum ziceam. Un alt scop al nostru este ca acele grupuri de inițiativă care vin în fața abonaților cu proiecte să încercăm să le ghidăm spre a înființa pe viitor un ONG. Asta ca e un să alt... puteți lucra direct ca și aspectele economice, adică financiare, relația financiară și relația cu terți și bancară. Acest proiect e la nivel național, Cristian? Există Fundația pentru Comunitate la nivel național sau e doar o inițiativă a mureșenilor? Nu e doar a mureșenilor. Fundații comunitare sunt foarte multe, cred că în jur de 15 în toată țara. Fundația Comunitară Mureș a fost înființată în 2011. Deci ei au pornit în 2011? În 2011, da, au pornit. A fost o inițiativă a colegului meu, Gal Șandor. Și sunt multe fundații comunitare. Există și o federație a fundațiilor comunitare la nivel național. Suntem mai mulți. Reginul, partea de Reghin, fondul comunitar, e o parte a Fundației Comunitare Mureș, nu e de sine stătătoare. Deci voi nu aveți personalitate juridică încă? Vă propuneți în viitor? Nu neapărat. Nu cred că am avea. Dacă puteți lucra așa, sigur că da. Ai fost de la început prins în acest proiect, Cristian, cu Ștefan și cei care l-au demarat la nivel de Reghin? Da, la primul meu contact cu fondul comunitar și abonament pentru comunitate a fost chiar la prima ediție de finanțare, când am și participat împreună cu Bianca Tămășan, am avut un proiect. Da, ați scos un pliant acum, aseară am observat, aveți un pliant foarte interesant în care voi dezvoltați, puneți pe hârtie, cum se spune, cele 8 proiecte, nu? Care au curs în acești ani. Până aseară, da. Hai să vorbim puțin despre ele, să le readucem aminte reghinienilor despre ce a fost vorba, ca să-și facă cei care n-au urmărit sau poate nu știu despre ce e vorba foarte clar, ce v-ați propus și ce ați realizat în acești 3 ani? Asta ziceam că eu am participat la prima ediție de finanțare, care a fost în 2015, în februarie, atunci a fost prima. Atunci au fost 3 proiecte care au venit în fața abonaților, printre care și al nostru. Noi am avut proiectul cărți de povești scrise de copii pentru copii. În sensul ăsta am avut niște colaborări cu câteva profesoare și învățătoare din școli din Reghin și de pe lângă, din satele de pe lângă. Copiii au realizat niște compuneri pe care noi le-am selectat și cele mai bune dintre ele au fost 70 de compuneri. Am ales 14 pe care le-am din care am făcut o carte ilustrată de povești pentru copii. Și cartea s-a întors pentru copii. Da, foarte, foarte, foarte frumos. Noi am distribuit cartea în școlile participante și în alte școli din mediul rural. Scopul proiectului era să încercăm să aducem copiii cât mai aproape de să le stimulăm apetitul pentru lectură. Da. Ceea ce a scăzut, din păcate, așa, la nivel național, să spunem, în ultimii ani, mai mulți ani. Internetul a pus stăpânire, așa, iarăși. Sigur că e un rău necesar, în ghilimele, dar prea mult a pus stăpânire pe mai ales pe tineri, pe cei foarte tineri. Mecanismul sub care s-a desfășurat sau desfășurat aceste ediții au fost, pe omenei de primul proiect, prima ediție, au fost 3 proiecte. Nu a fost, adică a fost un câștigător al proiectelor, dar fiecare proiect în parte a primit finanțare? Da. Fiecare proiect în parte primește finanțare. Nu există un câștigător. Și restul pierde. Nu iau nimic. Nimeni nu... Câștigătorul ia totul. Da, exact. Nimeni nu pierde la abonament pentru comunitate. Toate proiectele de până acum au primit. Sunt, da, într-adevăr, câteva proiecte care nu și-au îndeplinit neapărat targetul setat. Proiectele care participă la abonament pentru comunitate primesc o finanțare medie de cam de 3.000 de lei. Noi acolo ne încadrăm. Da. Ideea cu abonamentul e că când ajungem la suma de 7.000 de lei,
adunată de la abonați, atunci organizăm un eveniment de finanțare. Dar tot timpul la evenimentul de finanțare se mai adună bani pe lângă cei 7.000 de lei. Care sunt în abonament, cum se spune. Da, exact. Care îs garantați. Pe care contați. Exact. Pe cei 7.000 de lei îs garantați că se vor putea distribui la eveniment. Și în medie pe evenimente, nu știu, 1.000, 2.000, 3.000 mai adunați, reușiți să adunați în momentul evenimentului? Da, cam în jur de 2-3.000 de lei se adună la fiecare eveniment. Deci, teoretic, ar fi 10.000 de lei, cam să spunem, pentru trei exact. Proiecte. Sau două. Ediția trecută au fost doar două proiecte. Acești exact. Bani se împart, nu? Ineditul, să spunem, e constă faptul că cei care sunt abonați și cei care participă și licitează atunci la eveniment, pot să aleagă, nu? Asta e, nu li se impune nimic. Vin cei care, te rog să explici puțin cum e procedura și mecanismul de atribuire și de prezentare și tot ce înseamnă proiectele. Da, proiectele, există etapele în felul următor. Se aplică cu proiect, după care noi selectăm proiectele care ni se par cele mai semnificative pentru a fi implementate în comunitate, după care înștiințăm toți abonații de proiectele respective. Sunați goarna. Da, exact. Sunăm goarna, îi anunțăm, stabilim o dată pentru un eveniment și înainte toți abonații primesc o descriere a proiectelor, știu exact ce proiect și cum. Și în momentul în care vin la eveniment, se mai organizează câte o prezentare a fiecăruia dintre cele trei proiecte sau două, cum a fost cazul data trecută, și fiecare poate să aleagă unde își direcționează banii. Deci poate să-și facă o imagine atunci foarte clară a ceea ce înseamnă proiectul respectiv. Și atunci abonații se hotărăsc pe loc către ce proiect se împart sau către ce proiect merg, sau pot să contribuie, dacă abonamentul e substanțial, pot să contribuie la toate cele trei proiecte, de exemplu? Da, sigur. Fiecare își poate direcționa și împărți banii cum dorește. Nu trebuie să aloce toată suma doar unui singur proiect. Se poate aloca suma la trei proiecte, de exemplu, sau la două. Dacă sau tu la contribui, să spunem, cu 150 de lei lunar, nu? Ai împărțit 50 de lei pentru fiecare... Da. Pentru fiecare proiect. Cam unde e media abonamentului? Că am vorbit de sume. Acum, sigur că nu asta e foarte important, dar totuși poate este și asta relevant. Și tocmai ceea ce îmi doresc eu și prin tine, pentru comunitate, să lumea să cunoască. Și poate vor veni și alții alături de voi, care vor putea să contribuie lunar cu o anumită sumă. Totuși, nu, sumele sunt modice. Da, nu sunt sume foarte mari. Cred că cea mai mare sumă am avut-o de 100 de lei pe lună, deci nu sunt sume foarte mari. În medie, să zicem că undeva la, cred că 30 de lei, 35 de lei avem o medie cam acolo. Deci ceea ce nu e foarte mult, dar ideea e să fim mai mulți, să fie o comunitate. Asta e, da. Și atunci când e o comunitate... Și aici am observat foarte mulți tineri care sunt alături de voi și și-au făcut abonament pentru comunitate. Asta e ideea, fiindcă, să fim foarte sinceri, nu, cei tineri nu au așa de multe posibilități și nu așa de mulți bani. Dar dacă sumele sunt modice, 15, 20, 30 de lei, 100 de lei, știu eu, poate pot să-și rupă din puținul care l-au. Și dacă sunt, nu? Asta e ideea, cu cât mai mulți. Sigur, asta e ideea, să fim cât mai mulți. Acum, planul nostru de în viitorul apropiat, să zicem anul acesta, e să ajungem la 50 de abonați recurenți. În momentul de față, suntem undeva la 38-39. Au mai fost care au mai renunțat, au mai fost care au venit noi. Reghinul, totuși, eu spun că are potențial și Reghinul și nu numai, nu v-ați gândit și la, să spunem, zonele limitrofe, comunele apropiate Reghinului? V-ați făcut cunoscuți și în mediul rural? Deocamdată în mediul rural nu suntem, n-am făcut pași în sensul ăsta, dar e o idee bună pe viitor să încercăm să facem și asta. Deocamdată ne axăm pe comunitatea din oraș, din Reghin. Asta spuneam, comunitatea din Reghin are potențial, fiindcă nu putem face niște calcule rapide, matematice, ești inginer și stai bine cu calculele. Sunt foarte mulți tineri și nu numai, fiindcă dacă lumea știe despre ce e vorba și se explică foarte... Deci trebuie să fii foarte explicit. De asemenea, trebuie să fii foarte transparent. E un cuvânt foarte uzitat în societatea românească.
Dar nu întotdeauna nu e, e și în faptă. Foarte mare transparență și dacă fiecare se simte implicat și hotărăște, chiar acei puțini bani, 30-50 de lei, unde mergi, spre ce mergi, atunci lucrurile sunt în regulă. Și aici pe asta cred că trebuie să marșați, nu? Da, noi pe asta și marșăm, încercăm să avem transparență tot timpul și în donații și exact unde se duc banii, ce se face cu banii. Întotdeauna încercăm să sfătuim și, și e și o regulă, cei care vin cu proiecte să aibă clar specificat bugetul, pe ce se cheltuie banii, cum se cheltuie banii, totul se raportează cu acte și... Da. E, e foarte important. Aici, în variantul pe care voi l-ați scos cu ocazia evenimentului de ieri, sunt niște, niște cifre. Vorbim de 8 proiecte finanțate. Da. Numărul total de donații 1045. Aici vorbim de perioada 2014 până în prezent? Exact. De la înființarea fondului comunitar. Înființarea fondului. Și abonamentului. Și abonamentul pentru comunitatea Reghin. Banii, sigur că la prima vedere poate nu par niște sume extraordinare. Voi ați reușit să rulați suma totală adunată de la înființare, 42.000, aproape 42.000, pe înțelesul mai larg, 420 de milioane în lei vechi. Nu e o sumă colosală, dar totuși ați reușit să faceți ceva. Dacă putem vorbi și poate să reamintești și prin pliant proiectele care au fost în ani, au fiind multe, poate să nu scape vreunul, să le spunem în mare telespectatorilor despre ce a fost vorba în acești 4 ani aproape. Da, cele 8 proiecte care au fost finanțate până la evenimentul de ieri, deci avem am avut 3 sesiuni în afară de asta de ieri. În prima sesiune a fost proiectul de care ziceam copiii în lumea cărților la care am participat și eu. Am mai avut Sănătate Caperoate de la Unda Verde, prin care s-au marcat 3 trasee de cicloturism scurt în jurul Reghinului. Așa, asta e foarte inedit, fiindcă am văzut, ca o paranteză te întrerup, tinerii s-au întors spre biciclete, spre mișcare. Foarte mulți tineri, am sizat, e o modă, dar e o modă pozitivă, o modă, modă frumoasă. E foarte bine și e foarte important. Ideea proiectului Sănătate Caperoate, tocmai asta era, să se poată face traseele împreună cu familia pentru cele 30 de minute pe zi de sănătate. Sigur că Nu sunt cu grad de dificultate ridicat, sunt destul de ușoare de făcut. Aici, la prima sesiune, a mai fost un proiect Prietenii Dințișorilor, de la Fundația Studium. Ei au făcut niște pachetele pentru copii, pentru unde i-au instruit puțin legat de igiena dentară. Igiena orală, foarte important și asta, sigur că Asta a fost la prima sesiune de finanțare. La cea de-a doua sesiune de finanțare a fost tot 3 proiecte, Joburi pentru viitor. Aici s-au organizat niște excursii a copiilor din 3 școli și ideea proiectului era să îi ducă pe copii în anumite companii să vadă exact cum se fac anumite meserii. Pentru că asta e o problemă destul de frecventă, copiii nu prea știu când spre ce să se orienteze în viitor. Spun forma o viziune. Eu cred că te poate marca o astfel de vizită, nu crezi? Da, sigur. Nu știu, depinde acum și ce vârstă ai, dar poate dacă ești în clasa 5-a, 6-a, când începi să ai o percepție mai amplă asupra ceea ce e în jurul tău, o astfel de vizită te poate marca încât să-ți definească viitorul job. Convins, și copiii sunt foarte curioși. Și receptivi. Da, și foarte receptivi la lucruri de genul ăsta. Celelalte 2 proiecte au fost Tiroliana. De la Pădurea Rotundă? Exact. Asta a fost un proiect foarte fain. Foarte fain proiectul. Da. Și aici s-a organizat un eveniment la care puteai să te dai pe tiroliană dacă adunai un sac de gunoi. Și iar s-au făcut... Minate, cum se spune, educativul cu plăcut. Exact. Și celălalt proiect a fost Revoluție în Farfurie, în care Asociația Pronutriție a avut tot așa niște cursuri cu copii, unde i-au învățat lucruri importante legate de alimentație și de nutriție. Da, elementar și important. Da. Da. Și a treia secțiune de finanțare a fost unde ați participat și dumneavoastră. Da, am participat, fiind membru Club Rotary, Da, Club Rotary cu hipoterapia pentru copii, un proiect foarte fain. Foarte, foarte bine. M-a mișcat așa și am avut 4 ediții și noi în care am avut diferite parteneriate și
nici nu pot să-ți imaginezi câtă suferință există. Vorbim de copii cu autism, cu sindrom Down, da. Dar hipoterapia i-a ajutat. I-a ajutat enorm. Părinții erau, după o sesiune în care au fost prinși între 10, 12, 14 copii, familia Baroba și niște oameni deosebiți și-au pus la dispoziție baza lor hipică, copiii au făcut niște pași foarte... Bine, la prima vedere se pare că nu, dar e deosebit, adică reacția părinților. Și aici chiar eu personal am fost foarte mișcat așa de ceea ce se poate face pentru acești copii. Da, da. Oricum, în domeniul ăsta pașii sunt mărunți. Da. Că nu sunt chiar... da, problemele de genul ăsta. Da, și celălalt proiect... care a fost deja finanțat în aceeași ediție cu numărul 3 a fost Arta pe înțelesul copiilor de la Asociația Carte. Carte, da, Eliodor Moldovan. Exact, Eliodor, da. Ei au organizat timp de 5 zile la Pădurea Rotundă ateliere de artă contemporană pentru copii. Dar și au o continuitate, au de mai mulți ani asociația lor e implicată în proiecte la Pădurea Rotundă și o inițiativă foarte, foarte bună și ajută la dezvoltarea copiilor aici. E o multiculturalitate și faptul că poți cuprinde copilul, cum spuneam, și într-o mișcare sportivă, și într-o mișcare artistică, nu? E important. Da, e important pentru copii să aibă diversitate, să participe la tot felul de evenimente. Cât mai multe preocupări. Da. Exact. Da. Bun, Cristian, să vorbim puțin acum despre ceea ce s-a întâmplat ieri. Au venit în fața voastră trei proiecte. Dacă poți să ne le descrii puțin fiecare dintre proiecte și cam cum s-au orientat membrii și nu numai ai fondului comunitar. Da, cele trei proiecte de ieri au fost unul a fost de la Asociația Lindenfeld, programul educațional Ajunge Mari, prin care ei și-au propus să ajute copiii care ies din sistemul centrelor de plasament să-și găsească un loc de muncă. Știu că acest lucru e o problemă destul de fragil aici, cu copiii care ies din centrele de plasament și e destul de complicat să se integreze și să-și găsească un loc de muncă pe viitor. Și în sensul ăsta ei vor încerca prin finanțarea pe care au primit-o să găsească niște companii sau firme. Da, e nevoie de un parteneriat. Da. Clar, e nevoie de un parteneriat și eu cred că sunt oameni receptivi, sunt oameni de cu bune intenții, de suflet, care pot primi în companiile lor, dar cineva trebuie să se ocupe. Da, sigur, și acolo încearcă proiectul să intervină împreună cu personalul specializat din centre de plasament și voluntarii de la Ajunge Mari să găsească acele companii dispuse să facă... Un fel de ucenicie, Cristian, da, de training, ucenicie, să spunem ceva, ucenicie, sau să-i îndrepte spre... Mihai, să fim serioși, că nici în școlile normale, să spunem, sau asta, nu deprins foarte mult și nu pot să spun că la terminarea liceului sau a școlilor profesionale, care între timp s-au scos, iar sunt o nebunie în sistem, stăpânești o meserie. Da, și nu poate această ucenicie practică la locul de muncă, cum era mai de mult. Sau internship, cum îi spune acum mai mult. Da. Mai greu cu limba română, parcă nu mai putem. Eu personal, mi-e place limba engleză, dar eu spun la... Totdeauna am susținut, limba română e la fel de bogată și există... Da, e și aici un trend. Exact, e un trend acum. E o modă. Englezismele. Da, englezismele. Și parcă așa, nu mai nici pe rețelele de socializare și nu mai, dacă ne exprimăm românește, parcă nu mai sună bine, adică... Da, nu-i cool. Nu-i cool, da, așa e. Da. Da, asta era ideea cu proiectul Pași spre Independență de la Ajunge Mari. Celelalte două au mai fost încă două. Unul din ele a fost de la grupul Milvus, legat de Prigoria. Puțin să vorbești despre ce înseamnă Milvus, telespectatorii poate nu știu. Da, Milvus este o asociație care se ocupă de partea asta de protecția păsărilor, urmărirea păsărilor și nu doar a păsări animale, nu sălbatice, general, și nu exact. Numai. Și ei sunt de mult activează. Da, sunt destul de activ și au proiecte foarte faine.
și ei vor să facă un punct de informare la Reghin, unde avem o colonie de prigorii la pădurea rotundă. Suntem foarte norocoși. Da, puțină lume știe. Prigoria e o pasăre foarte rară care migrează și vine la noi, stă câteva luni, migrează de la 7.000 de kilometri. Da. E o pasăre cu un coloristic deosebit, nu? Da, e foarte, foarte frumoasă. Din păcate au fost niște probleme la colonia de la pădurea rotundă. Denumirea prigoriei în engleză e bee-eater, adică mâncătoare de albine. Albine. Da. Și apicultorii s-au speriat că le... Da, s-au speriat apicultorii că le mănâncă albinele și au înfundat cuiburile păsărilor. Unde își făceau ele locașul acolo. Exact. Și au fost probleme în sensul ăsta. Da. Și pentru asta, asta e motivul pentru care a stârnit grupul Milvus să vină și să facă un punct de informare. Pe lângă acest punct de informare, ei vor să implice copiii din școli. Punctul de informare va fi făcut în 3 limbi și vor să implice copiii să facă niște concursuri de căutări de comori prin pădure și să-i educe în sensul ăsta de a proteja natura, de a proteja păsării, mediul înconjurător, mediul animalei, atât de important, fiindcă parte din noi, face parte din noi. Avem nevoie să ne îndreptăm și spre natură. Prea ne-am îndepărtat așa și doar dezvoltare și verticală, dar vezi, cel puțin mie personal și cu siguranță și ție îți face plăcere, ai fost implicată și în alte proiecte și faci sport și mișcare. Nu, îți face plăcere. Eu o bucurie să te întorci în natură, să te duci în natură. Trebuie să ne hrănim de acolo, la figurat, sigur că da. Nu putem să nu poate să conteze pentru noi doar, cum spuneam, verticalitatea dezvoltării și informația să o folosim doar cum ne dorim. Și pentru oraș e foarte important. Deci prigoria, o pasăre foarte rară. Suntem oarecum privilegiați că își fac cuib, nu? Da, e foarte rară și în Uniunea Europeană e o specie protejată. Protejată. Putem, nu știu, Reghinul poate fructifica aceasta. Da. Poate fi un obiectiv turistic. Poate fi un obiectiv turistic. Poți să fructifici, să aduci turiști ca să vadă prigoria la pădurea rotundă. Simplu. Și aici poți să dezvolți zonă comercială și tot ce înseamnă restul componentelor. Da, și al treilea proiect, Cristian? Al treilea proiect era Centrul Comunitar Generații. Este un proiect al Asociației Filantropia Ortodoxă, filiala din Reghin. Ei au făcut un proiect în parteneriat cu Fundația Principesa Margareta, prin care au făcut un centru de zi pentru copii cu probleme și acolo au avut voluntari vârstnici pe care i-au implicat și acești voluntari făceau activități cu copii. Asta deosebit, oamenii se pot îndrepta, își pot îndrepta atenția. Dacă ne dorim, cred că totdeauna ne găsim timp să oferim ceva celor din jurul nostru. Indiferent de vârstă. Vorbeam de tineri, vorbeam de voi care vă implicați și vreți să faceți câte ceva pentru comunitate. Sigur că și aici pași mici, mărunți, nu sunt sume colosale, nu sunt proiecte grandioase, dar e ceva și voi cred că sunteți și modele. Sincer, foarte, foarte sincer, puteți fi modele pentru tinerile generații, cei care se formează, dacă dorești să faci ceva, poți. Și extrapoleze, fiindcă ai circulat cu siguranță afară și ai informații, afară, într-un CV-ul unui tânăr, să spunem, unui viitor angajat, există zona de voluntariat, care este foarte importantă. Marile companii aproape de totdeauna nu angajează dacă n-ai fost voluntar, indiferent, nu știu, ai fost cercetaș, ai făcut ceva în adolescența ta. Sigur, se caută foarte mult chestia asta în CV-urile din alte țări. Cu pași mărunți, cum ziceați, se schimbă lucrurile și în România. Și am observat asta, că e din ce în ce mai popular și voluntariatul la noi, la noi în țară. Implicarea. Ai fost mulțumit că, spre final, ne îndreptăm spre finalul discuției noastre, ai fost mulțumit de acțiunea de ieri? Da. Ca și coordonator al proiectelor? Da, a fost prima ediție în care ai coordonat-o direct. În calitate de coordonator, dar n-am fost din partea cealaltă, că eu am fost și abonat la abonament. Toate etapele. Toate etapele. De la bucă de jos. Exact. Am trecut prin toate etapele de la abonament. Nu că ar fi și acum o bucă de jos. Da,
Da, e o muncă foarte faină și da, eu mă bucur foarte mult că mi s-a oferit ocazia asta să fiu coordonator al Fondului Comunitar. Și da, m-a bucurat foarte mult că sala a fost foarte multă lume, ceea ce vine personal. Și nu numai, au fost toate generațiile acolo și foarte mulți tineri, ceea ce, repet, pe mine m-a bucurat și e foarte important că ajungeți să penetrați în rândul lor și să ajungă mesajele voastre la cât mai mulți și dacă participă mulți, cu atât va fi mai bine. Cristian, finalul discuției noastre, ultima întrebare, inginerie când din nou, peste câțiva ani, așa spre pensie? Inginerie nu cred că o să mai fac în felul care făceam înainte. Cam, da, de câțiva ani asta mi-a fost ideea în cap să creez un ONG, dar între timp am început să lucrez cu mai multe ONG-uri și din 2015 am încheiat cu cariera, să zicem, de inginerie în felul în care făceam înainte. Atunci mi-am dat seama că vreau să fac alte lucruri și cred că ăsta va fi drumul meu. Să știm ce ne dorim și ce ne definește cu adevărat. Exact. Cristian, îți mulțumesc foarte mult, vă doresc succes în tot ceea ce faceți, să aduceți cât de multă lume în Fondul Comunitar și în abonamentele pentru comunitate. Și eu vă mulțumesc mult de invitație. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă doresc o seară excelentă.